mai bine să lucrezi pentru tine, cum ar fi, cât de greu n-ar fi, dar ești tu stăpân, stăpânul tău. Mă numesc Diana Bătrâncea, sunt administrator al companiei One Diamond SRL, care se ocupă cu serviciile hoteliere și alimentație publică. Activăm de un an. Suntem încă în dezvoltare, adică investim în continuare în acest domeniu. Am dorit să avem un venit stabil, ca să nu muncim în afara țării, dar să avem ceva acasă și să fim aproape de cei dragi. Avem 20 de camere, avem 6 angajați, dispunem de facilități cum este restaurantul, avem o piscină de vară și avem și o terasă afară. Mai dorim să mai deschidem unele facilități, însă suntem încă în dezvoltare. Dorim să avem un mini bar cu karaoke și dorim să mai construim 4 camere. Pe acoperiș deja va fi panourile solare. Prima dată când am aflat despre programul ODA a fost la fel în 2023. Am aflat prin intermediul Facebook-ului, a apărut ca o publicitate și am aplicat, am trecut cursurile care le-a oferit ODA și m-au telefonat de la cei de la ODA într-o zi. Bateria era aproape epuizată și m-au sunat. Aveam un procent la telefon și m-a sunat și mi-a spus că am câștigat programul. Nu am crezut, dacă sincer. Am ales să instalăm panouri solare și ODA ne-a ajutat foarte mult să aplicăm, adică mi-a spus toată informația, ce documente, au fost foarte răbdători și am aplicat cu succes la programul Start pentru tineri. După calculele noastre, economia va fi foarte majoră, deoarece noi avem un consum destul de mare ca afacere și mai ales și pe timp de vară, cât și pe timp de iarnă, noi avem nevoie de panouri solare. Vreau să mulțumesc foarte mult cei care susțin afacerile noastre din Moldova, pentru că avem foarte multă perspectivă și cei care doresc să deschidă o afacere și primește așa un ajutor, trebuie să mulțumească foarte mult și să fie recunoscători statului nostru, pentru că ne oferă așa posibilități.